textul spune că în clipa când a auzit glasul ca un glas de vuiet, ca un glas de ape mari, s-a întors să vadă glasul. Și când s-a întors, a văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, un om îmbrăcat în haine albe și descris într-un mod foarte ciudat. Și în capitolul 4 este luat la cer Ioan și un înger puternic caută pe cineva vrednic să deschidă cartea, să-i rupă pe cețile. Și textul spune, nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Și Ioan spune, am plâns mult. Unul din bătrâni îl bate pe umăr și îi spune, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda a biruit să deschidă cartea, să-i rupă pe cețile. Ioan spune, m-am întors și la mijloc, între cel ce ședea pe scaunul de domnie și cele patru făpturi vii, am văzut un miel care părea junghiat. Dar ce e foarte interesant, el spune, avea 7 coarne, 7 coarne și 7 ochi. Pe coarne, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. Ioan îl vede pe Fiul lui Dumnezeu, așezat la dreapta Tatălui, cu lucrarea terminată, și tot cerul cade la picioarele lui și cântă glorie, așa cum am încercat să o facem și noi astăzi. Câteva săptămâni vom avea imaginea în spatele nostru și veți vedea toate valențele ei ca să ne aducă aminte de sfeșnicele de aur, de faptul că toată cartea este adresată Bisericii lui Hristos, mie și ție. Și dacă vă uitați pe ecran, cel pe care îl vede Ioan se numește Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel care a pornit istoria și cel care va termina istoria, va aduna istoria atunci când el va considera important lucrul acesta. Mesajul pe care cartea Apocalipsa îl trimite celor 7 biserici, îl aduce și în bătătura noastră, foarte mulți îl găsesc în versetul 12 din capitolul 14. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Versetul acesta este precedat de mesajul a 3 îngeri. Primul înger vine și vestește o evanghelie veșnică pentru tot pământul și el spune, temeți-vă de Dumnezeu, căci a venit ziua judecății lui, închinați-vă celui ce a creat cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. A urmat un al doilea înger și a spus, a căzut Babilonul cel mare, cetatea cea mare. Temă pe care Ioan o va relua în capitolele 17 și 18. Al treilea înger se adresează tuturor cu acest mesaj. Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat, neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos. Ai nevoie de răbdare când lucrurile îți merg prost, când ești în mijlocul frământărilor, a greutăților, a persecuțiilor, când moartea bate la ușă, atunci toate ți se clatină și ai nevoie de răbdare. Și într-o astfel de momente, sau pentru astfel de momente, este scrisă cartea Apocalipsa. Aici este răbdarea sfinților care păzesc, țin cu prețul vieții, la poruncile lui Dumnezeu și la credința lui Iisus Hristos. Dar ca să poți păzi în vremuri grele poruncile lui Dumnezeu și să nu lapezi credința lui Iisus Hristos, trebuie să-L cunoști pe El. Trăim într-o vreme în care avem foarte multe informații și este foarte ușor să aflăm orice despre orice. Dar a-L cunoaște pe Hristos e mai mult decât avea informații despre El.
A-L cunoaște pe Hristos înseamnă a avea convingeri profunde, personale, în inima ta cu privire la El și lucrarea Lui. A fi absolut convins că El este calea, adevărul și viața și că nimeni, nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. El este singura poartă spre Tatăl, singura cale spre Tatăl. Data trecută am vorbit despre datarea cărții și dacă aș aduce cartea cum fac unii în anii 68-69, înainte de căderea Ierusalimului, vreau să vă spun că existau într-un fel două centre religioase. Pe de o parte era templul din Ierusalim cu preoții și ritualurile, cu tot fastul pe care evreii îl știau și îl cunoșteau deja de secole. Pe de altă parte, acolo în pridvoarele lui Solomon a început să crească o altă realitate. Aceștia erau creștinii care au crezut și au păzit nu doar poruncile lui Dumnezeu, ci și mărturia lui Iisus Hristos. Templul exercita o presiune extraordinară împotriva creștinilor. Nu uitați, l-au răstignit pe Domnul lor. Au strigat în gura mare, în fața lui Pilat, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. I-au persecutat, l-au ucis pe Ștefan, l-au trimis pe Saul după ei până în Damasc să-i arunce în temniță. Într-o astfel de vreme scriu mulți autori ai Noului Testament, atenționând biserica despre același adevăr ca cel din Apocalipsa. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Ascultați-l pe Petru scriind bisericilor evreilor din diaspora. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca de ceva ciudat, care s-a întâmplat, a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați, să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Cum să te bucuri de patimile lui Hristos? Te bucuri de slava lui Hristos, de binecuvântările lui Hristos, dar nu de patimile, de crucea, de suferințele, de prigonirile de care ai parte împreună cu El. Ascultați cum termină el cartea. V-am scris aceste puține cuvinte ca să vă sfătuiesc și să vă adevăresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Atunci când ești o minoritate, când toată lumea te persecută, când îți pierzi slujba, când ești aruncat în temniță, te întrebi, se merită să sufăr? Asta este harul, adevăratul har, sau am rătăcit calea? Petru le scrie, harul de care voi v-ați alipit, în ciuda suferințelor prin care treceți, este adevăratul har al lui Dumnezeu. Și ultimul verset din carte e foarte ciudat. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Petru probabil scrie din Ierusalim și el spune, nu voi sunteți Babilonul și ei Ierusalimul, ei sunt Babilonul și voi sunteți biserica aleasă a lui Dumnezeu. Țineți-vă de harul acesta, păziți poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. În epistola lui către evrei, Pavel le spune celor care nu știau exact să rămână lângă Hristos sau să-L lase pe Hristos. Le scrie, aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, adică după ce l-ați descoperit pe Iisus ca fiind Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând în El, ați ajuns la viață în numele Lui. După ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor. Pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceea soartă cu voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ați primit cu bucurie, nu vine să cred ce aud, cu bucurie răpirea averilor voastre. Doar pentru asta alergăm de dimineața până seara să mai adunăm o brumă la averia noastră. Și să fii în situația în care trebuie să dai drumul din mâini la tot, nu din pricina unui potop sau nu din pricina unui foc, ci pentru că te nedreptățesc cei din jurul tău. Dar de ce au putut face lucrul acesta? Textul continuă, ca unii care știți că aveți în cer o avuție mai bună care dăinuiește. Și autorul se oprește și le spune, răbdați mai departe, cu alte cuvinte, nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, credința voastră în Iisus Hristos, pe care așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu sau ați păzit poruncile lui Dumnezeu,
ați rămas lângă Iisus Hristos, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Ca să te bucuri când ai parte de suferință și batjocuri, trebuie să ai convingeri foarte adânci. Informațiile nu sunt suficiente. Informațiile sunt totdeauna contracarate de altele. Convingerile, dragii mei, nimeni nu le poate smulge din inima ta, din viața ta. Trebuie să știi în forul tău lăuntric că adevăratul har este harul de care te-ai lipit prin credința ta în Iisus Hristos. Aceleași Ioan a scris și Evanghelia și el începe Evanghelia cu o informație. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Dar informația nu e suficientă să mântuiască. Altfel s-ar fi oprit aici, după versetul 1 din Ioan, n-ar mai fi scris o Evanghelie întreagă. Când termină Evanghelia, el spune aceste lucruri, toată Evanghelia, nu doar informația de la începutul ei, au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Când ajungi la sfârșitul cărții, găsești un om care are nevoie de informații, Toma. Când i-au spus apostolii, l-am văzut pe Domnul, l-am înviat, Toma a zis, nu, dacă nu voi pune eu degetul în palma lui și palma mea în coasta lui, nu voi crede. A venit Iisus și i-a dat informația și a zis, Toma, uite aici palma și uite aici coasta, vino și pune degetul și palma. Toma a căzut la picioarele lui și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Asta nu era o informație, asta era o convingere lăuntrică în inima lui. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dragii mei, informațiile sunt pe net. Puteți avea acces la ele. Le găsiți pe paginile cărților și a Scripturii. Informațiile sunt ale oricui, convingerile sunt ale mele, ale tale. În baza lor trăiesc, pentru ele mor. Pentru informații nu moare nimeni. Informațiile sunt la cheremul tuturor. Informațiile fac parte din bagajul de cunoștințe pe care le adun, dar convingerile mă reprezintă, mă determină. Informațiile, în ultimă instanță, nu fac altceva decât să mă condamne. Nu spune Scriptura ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la începutul lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele. Poți culege aceste informații de peste tot din jur, din micro și macrocosmos. Ia-o la lea, uită-te la ea și vei vedea înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu în creația lui. Dar știți cum se termină versetul? Nu se pot dezvinovăți. Cu alte cuvinte, informația nu ajută. Informația este punctul de plecare, dar trebuie să ajungi la convingeri și de aceea doar convingerea mă mântuiește, pentru că convingerea îmi determină viața într-un fel, mă obligă să trăiesc în baza informațiilor pe care le am. Credința mântuitoare sărează-mă pe convingeri. Și convingerile pleacă de la informații, dar nu se pot opri acolo. Dragii mei, nu vă mulțumiți cu informații, veți rămâne condamnați. E nevoie de convingeri, pentru că numai Dumnezeu știe ce vremuri vin peste noi și mesajul cărții este simplu și clar. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos, indiferent care este prețul. Suntem în cartea Apocalipsa și cartea Apocalipsa ne-l descopere. Asta este cartea Apocalipsa, o descoperire a lui Iisus Hristos, dar nu doar ca pe o informație, ci într-un mod puțin mai ciudat, care poate zidi convingeri în noi, ne poate muta de la informație la convingere. Vreau să veniți în dreptul lui Saul din Tars, care mergea spre Damasc să persecute pe creștini, să-i arunce în temniță. El avea informații despre Domnul Iisus, le interpretase prost, dar a trăit în vremea lui, erau contemporani. Probabil știa totul despre învățătura lui și știa cum a murit și știa și vorbele despre învierea lui. Pe drumul Damascului, în schimb, dincolo de ce a auzit, s-a întâlnit cu ce a văzut. A apărut Domnul Iisus, cel glorificat, ca în fața lui Ioan pe insula Patmos, în strălucirea lui. Și Ioan spune, fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Saul a trebuit să ascundă, a căzut de pe cal și a rămas orb timp de 3 zile.
Dar în întâlnirea lui cu Hristos, informațiile s-au catalizat într-o convingere și nimic nu l-a putut clinti de pe ea. A plătit cu viața. A spus, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Și când îl vedeți scriind din lanțuri înaintea ghilotinei, Sfântul Apostol Pavel a știut să rămână și să îmbărbăteze pe alții din pricina convingerilor pe care le avea cu privire la Domnul Iisus Hristos. Iov era cel mai neprihănit dintre oameni de pe pământ. Avea foarte informații, multe informații despre Dumnezeu, le și pune în aplicare. În schimb, Dumnezeu l-a trecut printr-un cuptor și la sfârșitul acestei călătorii, ascultați-i cuvintele, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și? E o mare schimbare. Textul continuă, de aceea mi-e scârbă de mine, mă pocuiesc în sac și cenușă. În sac și cenușă. Când citiți cartea Apocalipsa, pregătiți-vă să vă întâlniți cu Domnul Iisus Hristos. Nu vă mulțumiți să auziți despre Domnul Iisus Hristos, să vă întâlniți cu Domnul Iisus Hristos. Ascultați cum începe cartea. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care o să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Dacă vă uitați pe ecran, am subliniat personajele din text. Iisus Hristos, Dumnezeu, robii lui Dumnezeu, îngerul Domnului Iisus Hristos sau îngerul Domnului și robul său Ioan. Este o înșiruire ciudată de personaje, aș numi un lanț al comunicării puțin cam sofisticat. Sunt verigi în plus, mi se pare mie, mai ales când mi-aduc aminte că venim din Genesa și l-am văzut pe Dumnezeu nu odată vorbind direct lui Avram. Sau trimisându-și îngerul ca să vorbească lui Avram. Îngerul Domnului l-a strigat pe Avram din cerul, Avrame, nu te atinge de copil. Berbecul era încurcat cu coarnele în tufiș. Deci Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, a făcut-o cu prorocii Vechiului Testament. Când venea un proroc pe scena istoriei, el spunea, așa vorbește Domnul. Spuneți-mi, nu putea Domnul să-l trimită pe îngerul lui la Ioan ca să spune robilor săi ce avea de spus? Putea. De ce n-a făcut-o? De ce îl include pe Iisus Hristos ca pe o verigă intermediară, o verigă în plus, ni se pare nouă, care complică lucrurile? Această întrebare aș vrea să răspundem în această dimineață, vedem implicațiile ei. Răspunsul îl găsim dacă citim primul capitol din Apocalipsa și aș începe cu versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimite-o la cele 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odiseea. M-am întors, spune Ioan, ca să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu un fiu al omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins la brâu, cu un brâu de aur, capul părului era alb ca lână albă, alb ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mână ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și pe cele care au să fie după ele. Există o expresie în text. Când s-a întors, am văzut pe unul ca un fiu al omului. Există apoi acest fiu al omului descris într-un anumit mod.
Și există o experiență pe care Ioan o trăiește. Zice, am căzut la picioarele lui ca mort. Cele trei lucruri le regăsesc în profeția lui Daniel. Lui Daniel îi se dau câteva vedenii pe care el trebuie să le aștearnă într-o carte. În capitolul 7 sunt trei secțiuni, trei tablouri, trei vedenii. În prima vedenie, în primele 8 versete, vântul cerului suflă peste marea cea mare, Marea Mediterană, și el vede ridicându-se din mare patru fiare, una mai fioroasă ca cealaltă. Sunt patru imperii, începând cu Imperiul Babilonian. A patra fiară hulește pe Domnul. Și în clipa aceea, Ioan se uită la ea înfricoșat, dar imaginea se mută în ceruri. Și acolo el vede așezarea unui scaun de domnie și un îmbătrânit de zile șade pe scaunul de domnie, înconjurat de sfetnicii lui, de alte scaune de domnie, ca și cele 24 de scaune de domnie din Apocalipsa, capitolul 4. Se deschid cărțile și începe judecata. Cel îmbătrânit de zile judecă fiecare din cele patru fiare sau patru imperii. Ultima fiară este nimicită cu desăvârșire. Celorlalte li se limitează puterea și li se mai dau zile de existență. Urmează a treia imagine. Nu uitați, fiarele reprezintă imperii. În imperii sunt imperatori sau împărați sau cezari, domnitori, autocrați, care au o singură dorință: să-și lărgească imperiul, să-l așeze cât de larg, cât de mare, cât de somptuos posibil. Asta a dorit Babilonul, Asiria, Roma, Grecia, toate imperiile de pe planeta aceasta. A treia viziune, capitolul 7, versetul 13. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile, a fost adus înaintea lui. Versetul 14. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. După care textul continuă. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică. Nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Dragii mei, toate imperiile din istorie s-au ridicat și au căzut. Și împărații pământului sunt ca praful pe cumpănă, abia le răsar din pământ și suflă vântul Domnului peste ei și se usucă. Și oamenii aceștia, îmbrăcați cu toată puterea și slava care au băgat frica în națiuni, sunt puși față în față cu unul ca un fiu al omului. Nu o fiară, unul ca un fiu al omului. Și acesta primește un mandat să așeze pe pământ o împărăție veșnică. De ce tocmai unui fiu al omului îi dă Dumnezeu această însărcinare, acest mandat? Atunci când scaunul de domnie din ceruri a judecat toate fiarele, le-a nimicit la o singură vorbă, când cerul are putere să facă ce vrea pe pământ. Ascultați doar mărturia lui Nebucadnețar, după ce își vine în fire, îl recunoaște pe Dumnezeu ca Dumnezeu al cerurilor care ridică și coboară voievos și nimeni nu-i poate spune de ce faci lucrul acesta. Când el recapitulează istoria căderii lui, spune: hotărârea aceasta, cele șapte vremi care au venit peste mine, a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui place și că ridică pe ea, înalță pe ea, pe cel mai de jos dintre oameni. Versetul acesta este suficient să știu și să cred că Dumnezeu poate așeza o împărăție pe pământ cu forța, obligându-ne pe toți să ne închinăm lui, să cădem cu fața la pământ, să-i recunoaștem divinitatea. Dar el alege pe un fiu al omului pentru că n-are nevoie de o împărăție în care tu să fii obligat să-i te închini lui, să-l slujești pe el, să rabi suferința, să păzești cuvintele lui și credința lui Iisus Hristos. Dacă o faci, trebuie să o faci de bună voie și nesilit de nimeni. O astfel de împărăție nu poate fi așezată de un autocrat, de leul din seminția lui Iuda. Bătrânul îl bate pe umă pe Ioan și zice: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda a biruit să deschidă cartea.
Ioan se întoarce și vede pe scaunul de domnie un miel. După care continuă, nu doar un miel, ci un miel care părea junghiat. Singurul vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile, să guverneze istoria, pentru că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Textul din Daniel ne explică faptul că în dorința lui Dumnezeu de a avea o împărăție veșnică în care te dorește și pe tine și pe mine, de bunăvoie, nesilit de nimeni, n-a trimis un zbir cu biciul, ci a trimis un miel care să primească biciul cu ele și sulița. Să moară în locul tău și în locul meu, purtând păcatele întregii omeniri, ca astfel, de bunăvoie și nesilit de nimeni, care cunoștință, să vin să-mi dau viața lui. Dar cine este El? De ce este El inclus în acest lanț al comunicării, încă în primul verset din Apocalipsa? Aș îndrezni să spun, este administratorul intereselor cerului pe pământ. Știți ce înseamnă asta? Nimic nu urcă de pe pământ spre cer decât prin El. Nimic nu coboară din cer pe pământ decât prin El. El este Cel care primește toată slava și cinstea, pentru că El s-a învrednicit să le primească, dezbrăcându-și slava, acceptând moartea și așezând în felul acesta împărăția așteptată de Tatăl pe pământ. Mielul este Cel care rupe pecete după pecete, pentru că El administrează interesele cerului pe pământ. Nimic din cer nu coboară la noi decât prin El, nimic de aici nu urcă spre cer decât prin El. Înainte de a merge la cruce, era în camera de sus cu ucenicii săi și la un moment dat le spune, știți unde mă duc? Știți și calea între acolo? Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum am putea să știm calea între acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Dar ascultați ce urmează, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ca să urci la Tatăl, trebuie să treci prin El. El este Cel care a fost încredințat, învrednicit de Dumnezeu ca să mijlocească mântuirea noastră. Dacă vin în dreptul lui Petru, era în mijlocul soborului, a mai marilor lui Israel, care îl certau pentru că vorbeau în numele lui Hristos, Petru se uită la ei și le spune, El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Nimic nu urcă spre cer decât prin El. Dacă vreodată vrei să fii cu Dumnezeu în veșnicie, trebuie să-L alegi pe Hristos. N-ai altă cale. El este singurul pasaj, singura ușă, singura cale. Dar nimic nu coboară din cer spre noi decât prin El. Nu spune Scriptura, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, cum nu ne va da, fără plată, dar numai împreună cu El, toate lucrurile? În Efeseni spune Pavel, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos Iisus. Cine are pe Fiul? Are cine ne-a dat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul Dumnezeu n-are viața. Nu uitați, El a fost încredințat de Dumnezeu să așeze pe pământ o împărăție în care oamenii să-L slujească de bunăvoie. De bunăvoie. Dați-mi voie să citesc și ce n-am citit din capitolul 1, versetele 4 la 8. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, în Asia, har și pace vouă. Dar în mod ciudat, harul și pacea vin din partea lui Dumnezeu. Și textul spune, har și pace vouă din partea celui ce este, a celui ce era și a celui ce vine. Așa îl numește Apocalipsa pe Dumnezeu Tatăl. Și din partea celor 7 duhuri ale lui Dumnezeu, sau 7 candele sau lămpi care sunt înaintea tronului Dumnezeu,
Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre prin sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său. Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său. Când Ioan se întoarce să vadă glasul care îi vorbea, el vede 7 sfeșnice de aur și primește porunca să salute cele 7 sfeșnici de aur, cele 7 biserici din Asia. Și salutul se termină ca un salut normal, epistolar, cu har și pace. Și harul și pacea vine din partea lui Dumnezeu. Vă întreb pe cei din sală, câte lumini vedeți în fața voastră, câte lumânări aprinse? Una. Vă întreb pe voi din cor, câte lumânări aprinse vedeți? 3. Ăsta este salutul lui Ioan. Salutul este din partea singurului Dumnezeu în 3 persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fiecare persoană și are lucrarea lui. Dar Ioan insistă pe a doua persoană a Trinității. Ioan insistă pe Domnul Iisus Hristos. Spune, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. O împărăție și preoți. Toată lucrarea lui Iisus Hristos are această finalitate, ca tu și cu mine să facem parte din împărăția lui Dumnezeu, să fim împărăția lui Dumnezeu și să fim preoți ai lui Dumnezeu. Dați-mi voie să traduc cei doi termeni, să știți cine sunteți, cine suntem. A fi o împărăție înseamnă a te fi dat lui Dumnezeu prin ascultarea ta ca Dumnezeu să stăpânească în viața ta. Știți cum intri în împărăția lui Dumnezeu? Cine mărturisește cu gura lui pe Iisus ca Domn și crede în inima lui că Dumnezeu l-a înviat din morți, va fi mântuit. Ce înseamnă a-L mărturisi ca Domn? Înseamnă a trăi după dictonul, vorbește Doamne, căci robul tău ascultă. În împărăția lui Dumnezeu se face voia lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu se păzesc poruncile lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu, voia mea este subordonată voiei lui. Asta înseamnă a fi o împărăție a lui Dumnezeu, a te fi dat, a te fi deschis pentru Dumnezeu ca El să stăpânească în viața ta. Ce înseamnă a fi preot pentru Dumnezeu, Tatăl Domnului Iisus Hristos? Dacă o împărăție înseamnă a fi locul sau realitatea în care Dumnezeu domnește, a fi preot înseamnă a fi instrumentul prin care Dumnezeu lucrează. Și asta este definiția bisericii. Biserica este realitatea în care Dumnezeu locuiește și instrumentul prin care Dumnezeu lucrează. Lucrează ce? Un singur lucru dorește Dumnezeu. Pentru un singur lucru l-a încredințat pentru patul său fiu, pe acel unul ca un fiu al omului, să așeze pe pământ o împărăție veșnică. Acest fiu al omului pe care îl vede Ioan este cel trimis de Tatăl să așeze împărăția. El a stat doar 33 de ani pe pământ, a lucrat doar 3 ani și jumătate, a fost răstignit în floarea vârstei și după înviere s-a înălțat la cer. Dar înainte de înălțare la cer, le-a spus ucenicilor săi, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și terminați lucrarea pe care am început-o. Pavel, care s-a întâlnit cu el pe drumul Damascului, a priceput și a zis, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Am spus, când ajungi la momente în care trebuie să rabzi pentru credința ta, în vremuri grele, doar dacă îl cunoști pe el cu adevărat, vei trece prin cuptorul încercărilor. Și a-l cunoaște pe el înseamnă mai mult decât avea informații despre el. A-l cunoaște pe el înseamnă avea convingeri atât de adânci în inima ta, încât convingerile tale îți guvernează viața de zi cu zi. Domnul Iisus Hristos ne spune tuturor, luați jugul meu asupra voastră. El nu aruncă un jug pe grumazul nostru, El însuși este în jugul respectiv și ne invită alături de El. Noi, biserica, suntem plinătatea celui ce plinește totul în toți, suntem mireasa Lui, ajutorul Lui potrivit.
Noi suntem oștenii lui dacă el este împăratul nostru. Și dacă împăratul are treabă, noi cetățenii împărăției și oștenii lui nu putem sta cu mâinile în sân. De aceea a făcut din noi nu doar o împărăție ca să te bucurăm de binecuvântările lui, ci și o preoție pentru Dumnezeu, Tatăl său. Când Saul din Tars s-a întâlnit pe drumul Damascului cu cel înviat, el a cerut o informație mai întâi. Cine ești, Doamne? Cine ești? Și când cel înviat i-a spus, sunt Iisus pe care îl prigonești. Toate informațiile lui s-au înfipt în inima lui ca și o convingere. Știți ce face convingerea în inima ta? Te obligă să pui a doua întrebare. Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva ca un fiu al omului. Ce a văzut de fapt Ioan? L-a văzut pe împăratul și împărăția lui. Pe împăratul și împărăția lui. Și împăratul, când îl vezi cum arată, cum vorbește, nu este doar un fiu al omului, ci este și fiul lui Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Pot eu oare, ostașul lui Hristos, să nu mă implic în luptele lui Hristos? Nu, dragii mei, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Da, noi, biserica lui, suntem oastea lui, ajutorul lui, mireasa lui, plinătatea celui ce plinește în toți. Cele 7 biserici, când vom citi Apocalipsa, veți vedea că formează corpul de armată pământesc care dau bătăliile cerului. A-L cunoaște pe Hristos înseamnă a lua jugul Lui asupra ta. A face din interesele Lui interesele tale. A fi preocupat de așezarea și lărgirea împărăției pe care Lui i-a dat-o Dumnezeu să o așeze și El o va da în mâinile Tatălui, ne spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Câți dintre dumneavoastră nu știți rugăciunea Tatăl nostru? Cred că am subt rugăciunea cu laptele mamei. Suntem o țară creștină, bun și răi, toți am învățat rugăciunea aceasta. La Revoluție, în fața bisericii din piața Timișoarei, când fratele Dugulescu a început să rostească de pe scări, tot poporul acela adunat, ca un vuie de ape multe, a început să rostească rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Îmi pare rău, eu sunt părinte, am 3 copii, n-am putut să oblig pe niciunul dintre ei să se predea Domnului Iisus Hristos, să-L iubească pe Domnul Iisus Hristos. N-am putut. Am făcut tot ce am știut și eu și soția mea. Ne-am rugat, le-am citit, am mijlocit, am rugat pe alții să o facă, dar n-am putut îndupleca și n-am putut obliga. Și așa e bine. Pentru că Dumnezeu dorește o împărăție în care tu și cu mine, de bună voi, nesiliți de nimeni, la vârstă matură, când poți deosebi binele de rău, să poți să-L te deschizi pentru El. Dar aș pune o întrebare de încheiere. Rugăciunea toți o știm ca informație. O rostim, o știm pe din afară. Întrebarea mea este, cât din ea este o convingere pentru mine? Pot eu oare spune, Tatăl meu care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău prin tot ce sunt și fac eu. Nu știu ce face soția mea, nici copiii mei, dar cât despre mine eu și m-aș bucura casa mea să slujim Domnului. Dar trebuie să încep eu, că pe ei nu-i pot obliga. Pot să spun mai departe, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, te rog frumos să-mi spui, când te uiți la modul în care gândesc și trăiesc și te uiți în jurul tău, în jurul scaunului tău de domnie, e o diferență mare între cum se face voia ta acolo și cum se face voia ta în Beni fără Gău? Iertați-mi că am și îndrăznit să fac comparația. Dar asta este rugăciunea care o rostim. Dar mai mult, dacă Dumnezeu te-a învrednicit să fii cap de familie, să ai copii în jurul tău,
Nu cumva s-ar cuveni să spui ce a spus Iosua, cât despre mine, eu și casa mea. Și dacă trebuie să renunț la slujbe ca să am vreme de rugăciune și de stat cu familia mea, până și un ofițer german, dragii mei, împietrit și îndobitocit de satan, a zis, de un singur lucru îmi pare rău, că n-am stat mai mult cu familia mea. Ce să zicem noi, creștinii? Noi, cărora ni s-a promis că Dumnezeu ne dă pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea dacă căutăm împărăția lui Dumnezeu, asta este provocarea. Când l-am descoperit pe Hristos ca și administratorul cerului și noi, mireasa lui, ne-am descoperit pe noi, un singur lucru ne rămâne, să ne dăm lui, să intrăm în juc cu el, ca împărăția lui să se lărgească în viețile noastre, în casele noastre, în biserica noastră, în clasa noastră, în locul nostru de muncă, în țara aceasta, în cetatea aceasta și până la marginile pământului. Cel puțin atât ar trebui să învățăm și noi de la supraviețuitorul Holocaustului. Menirea mea, după ce mi-am descoperit sensul vieții, este să ajut pe alții să-l descopere și ei. Doamne ajută! Doamne ajută!